Retailerul german Kaufland va pune până la finele acestui an stații de încărcare rapide pentru mașinile electrice în 10 dintre magazinele sale. O altă stație urmând să fie montată pe autostrada A2, au anunțat oficialii Kaufland și ai companiei care produce și instalează aceste puncte. O stație rapidă permite încărcarea completă a bateriei în puțin peste o oră, iar costurile unui punct sunt de peste 30.000 de euro. Kaufland a cumpărat din Germania 18 mașini electrice e-Golf, majoritatea urmând să fie donate unor ONG. În România sunt înmatriculate sub 100 de mașini electrice și numărul de stații este de numai câteva zeci. Încă din 2011, autoritățile vorbesc despre planul de electrificare, însă mașinile electrice sunt foarte rare, chiar dacă de anul trecut există subvenții care pot scădea până la 6.000 de euro din prețul de listă al mașinilor 100% electrice. O problemă este că stațiile de încărcare sunt rare, iar acum retailerul german Kaufland dă un exemplu interesant, chiar dacă redus ca amploare. O stație de încărcare rapidă costă între 20.000 și 30.000 de euro, la care se pot adăuga costuri de conectare cuprinse între 5.000 și 15.000 de euro. Această stație permite încărcarea completă a bateriei mașinilor electrice în puțin peste o oră.